Kievul acuză Moldova că nu oferă suficient sprijin Ucrainei în războiul cu Rusia. Declarații în acest sens au venit din partea vicepremierului ucrainean Irina Vereșciuc. În opinia ei, dacă Ucraina va pierde acest conflict, nici Republica Moldova nu va mai exista și a invitat-o pe Maia Sandu în orașele ucrainene pentru a vedea pe viu realitățile războiului. Mai mult, demnitarul ucrainean a criticat Moldova pentru faptul că a profitat de războiul din Ucraina pentru a depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Vicepremierul pentru reintegrarea Ucrainei, Irina Vereșciuc, s-a declarat indignată de faptul că Moldova ajută prea puțin Ucraina în aceste clipe, deoarece autoritățile de la Chișinău nu vor să strice relațiile cu Moscova, de aceea preferă să vorbească despre război cu jumătate de gură. Не все так просто з розумінням війни, і чомусь війну не так голосно в Молдові називають війною. Не можна на чорне казати біле і навпаки. Не можна говорити, що є напівтони. Немає напівтонів. Ми або виживемо і або врятуємось як нація, як держава, або не буде ні Молдови, ні нас і нікого. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuc i-a reproșat Chișinăului și faptul că a semnat cererea de aderare la UE profitând de tragedia din Ucraina pentru a trage foloase economice. І Молдова за українською спиною, за спинами українських жінок, які стали жертвами зґвалтувань, українських дітей, які стали каліками і просто не мають майбутнього, мільйони, так, мільйони українських дітей зараз подала, до прикладу, заявку в Європейський Союз, намагаючись ще щось, якийсь зиск отримати, якусь економічну вигоду в цьому отримати. Mai mult, vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuc a accentuat că, în comparație cu autoritățile de la Chișinău, lideri ai țărilor europene, dar și vecine cu Ucraina, au venit personal la Kiev pentru a-și exprima sprijinul. Reproșuri au curs și la adresa poporului Moldovei. Тоді я готова кажу вибачитись, якщо я неправильно зрозуміла емоції, які йдуть від Молдови. Але від Польщі я чую. Я чую чітко президента, я бачу прем'єра тут у нас, в центрі, в серці Києва. Я бачу Литву, Латвію, Естонію. Я бачу цих людей. І ми їм щиро вдячні. Я бачу їхні народи, які б'ються. Естонія чи Латвія не така велика країна за розмірами, але з величезним серцем, які допомагають з усією можливістю, теж будучи під загрозою. Вони теж під загрозою. Бо якщо ви подивитесь соціологію, хто з росіян вважає, що Польщу треба бомбити після України, 75% росіян вважають, що їх треба бомбити. Литву, Латвію, Естонію так само. Всі все чудово розуміють. Я просто хочу, щоб, якщо є сила і дух у людей, які сьогодні представляють владу в Молдові, вони мають називати речі своїми іменами, не ховаючись за спиною або шукаючи вербальних форм, які б дозволили всидіти на двох стільцях. Деклараціїле скандалоасе але вицепрем'єрului ucrainean au fost comentate de președinția Republicii Moldova. Într-un comunicat al instituției se menționează că țara noastră ajută Ucraina cum poate mai bine, oferind adăpost pentru mai mult de 90.000 de refugiați, dintre care jumătate sunt copii. Au fost mobilizate toate instituțiile statului pentru a le oferi refugiaților cele mai bune condiții posibile și pentru a asigura tranzitul altor câteva sute de mii de refugiați. Țara noastră a votat susținerea declarației diplomatice care condamnă războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a fost coautor al rezoluțiilor adoptate la ONU. De asemenea, țara noastră respectă sancțiunile financiare impuse la nivel internațional. Poziția țării noastre față de războiul din Ucraina este clară, fermă și nu lasă loc de interpretări, se menționează în comunicatul președinției. Totodată, instituția a explicat că președintele Parlamentului Igor Grosu intenționa să întreprindă o vizită la Kiev, însă la recomandarea părții ucrainene, aceasta nu a avut loc pentru că drumul nu este sigur. În același timp, președinția a explicat că autoritățile de la Chișinău au depus cerere de aderare la UE în această perioadă dificilă, inclusiv pentru a confirma că Republica Moldova își dorește să fie parte a lumii libere.